o poezia de construcții, vis-a-vis de poezia discursivă a lui Cărtărescu, Robert Șerban. M-aș fi bucurat dacă ar fi venit și Robert Monoran și așa mai departe. Spun că o poezie al deconstrucției abstracțiilor poetice, a imaginarului, este ca în toate poeziile, ca pe toate direcțiile pe care înaintează Adrian Bodnaru. Ca întotdeauna mă bucur de prezența domnului profesor Giurcic. Ca întotdeauna mă bucur că există între noi cineva care să îi cunoască toate cărțile, fiindcă e vorba de o evoluție importantă sau foarte importantă a scriitorului. Domnul Giurcic a scris despre Ana Pop Sârbu, studii fundamentale. Scriu de câteva luni, adică mă documentez și mă gândesc. Poezia trebuie gândită, cred eu, și o poezie bună, chiar și cea veche, gândind-o, găsim filoane neașteptate. La începutul lui noiembrie a apărut în Timișoara 11 fragmente de poezie transpuse pe străzi, pe asfalt. Întâmplarea a făcut ca în fața casei noastre, pe cealaltă parte a bulevardului Dâmbovița, să fie un text de Andrei Bodnar. M-a atras imediat și după ce am recuperat toate cele 11 fragmente, am considerat că e pe departe cel mai talentat text. Textul este din prima sa carte, dar el apare sub numele de Odă. Nu mai avem... Domn profesor, vă rog să mă scuzați că vă întrerup. Da. În lista, prima listă largă de poeți, nu l-am citat pe Marcel Tolcea. Dânsule Marcel Tolcea, e ziua lui, vă rog să-i spuneți la mulți ani. Momentele astea, dar asemenea momente nu se... Vă rog să vă așezați la masă. Îl aștept. Nu, Marcel, dacă vrei, te aplaudăm în pauză. Mă scuzați, domn profesor, mă scuzați. Deci dacă rezistați la 16 silabe, iată-le, nu mai avem tutun, iubit-o trebuie să ne desfărțim. Asta e poi. M-a atras imediat, mai ales că am fost fumător timp de 50 de ani și acum 11 ani m-am lăsat complet. Și am recunoscut ca document uman un simptom de
acelui care se lasă brusc de fumat, fiind obligat sau nu se știe cum. Faptul că poezia e așa scurtă și în general are foarte multă poezie scurtă, mi-a adus aminte de genul specific japonez al haiku-ului, care are 17 și întotdeauna are 17 silabe. Câteodată așezate în trei versuri. Acest model de poezie e considerat de Roland Barthes drept modelul ideal de poezie din toate timpurile. Și face o teorie în ultimul său an de viață, în lecțiile pe care le ține la Colegiul Francez, în care demonstrează că aceste mici versuri sunt o culme a literaturii. Și am recitit Barthes și toate lucrările legate de haiku. Am recitit toate textele lui Bodnar. Și de-abia după câteva luni, aș zice, sunt gata să scriu despre poezia lui Bodnar. Cu Bodnarul s-a întâmplat ceva foarte interesant. Am citit primele reacții la cărțile sale, cea mai, cum să spun, cunoscută reacție este a lui Șeban Foarță, care pleacă de la ideea că poezia lui Bodnaru este construită pe un idiolect, un limbaj al unei singure persoane. Interesant e faptul că, începând cu a treia carte, se schimbă total tipul de scritură al poetului și idiolectul dispare. Nu mai avem deplasări, de dislocări de forme poetice în versuri, dar peste tot există ceea ce Roland Barthes numește desfătarea textului. Pentru Roland Barthes, toate textele, mai ales cele poetice, pot fi privite din perspectiva plăcerii și a gradului ridicat al plăcerii, care este în același timp o altă noțiune a desfătării. Bodnarul a început cu un text al desfătării care este dificil uneori de citit. E plictisește pe locuri, este prea complicat. La un text
al plăcerii, care e legat strâns de istoria literară și de formele culturale de poezie. Am urmărit până la acest ultim volum această evoluție surprinzătoare a poeziei lui Bodnaru. Faptul că foarte puțin din critici sau comentatori au reușit să surprindă acest fenomen. Felul în care, iată, un tânăr poet revoluționează poezia într-o întreagă operă, nu într-un poem, care o simte poetul din partea altor poeți, a cititorilor, a mediului în care crește. Una din cele mai frumoase cărțile lui este despre formele fixe ale literaturii. Este și ilustrată magistral de Dan Osache, cu frânturi de scriere japoneză sau chineză, în portocaliu, foarte frumoasă. Dar din toate recenziile pe care le-am citit, o singură persoană din București a marcat faptul că formele pe care le dezvoltă Bodnaru în carte sunt ele însele dezmembrate sau schimbate, și printre ele celebra structură de sonet. Faptul că sonetul îl stăpânește bine, avem trei texte, unul într-o formă de sonet perfectă și altele forme dislocate ale sonetului. M-a interesat pe urmă și dialogul nu întotdeauna foarte normal cu Șervan Foarță, care are, după cum știți, un volum de poezie copyright, ori Bodnaru a scris una din cărțile sale versuri și alte forme fixe, dar și în acest volum de ilustrat de Dan Osache. Și această persoană, o tânără critic, este singura care observă că pentru poetul nostru nici măcar formele statuate și, cum spune în poemul de început al cărții Șerban Foarță, deci care există de mii de ani, nu este scutit de schimbare. Cu alte cuvinte, avem în Bodnaru un poet care regândește poezia
regândește locul ei în, în viața noastră și locul ei în sensibilizarea privirii cu care întâmpinăm lumea. A lui Marcel de Tolcea, unul dintre, una dintre personalitățile care a fost alături de ei, e între noi, așa că domnul Tolcea... Da-și-l pa. Părintele Mihail Avramescu, într-un text dogmatic, absolutul se demască singur. Nu putem noi să-l demascăm, dacă dorește să-l cunoaștem. Domnul Adrian Bodnașu, este un poet simpatic, plin de viață, mereu vesel, copleșit de o frivolitate care apăsătoare. E un tovarăș de nebunii și de lucruri pe care le-am petrecut împreună și din pricina aceasta nu pot să fiu decât subiectiv, pentru că vă dați seama cum trebuie să vorbească nașul despre timp. În clipa în care s-a apucat de poezie, avea cu 3 kg mai puțin. Între timp, obezitatea a pus mâna pe el și l-a schimbat din personajul diafan pre-hamletian, care umbla pe polurile reviste Orizon să îl caute pe domnul Tolcea, viitor naș, și căruia i-a dat niște... Exact, acum crizele de astea. Exact. Asta, în mai 91. 91, da. Mirosea tot amendele. Vă dați seama, dintre multiplele imposturi pe care le-am încărcat eu de-a lungul vieții, eram la 30 și ceva de ani, aveam o rubrică de debutant și la un moment dat, ca să vă povestesc, să vedeți impostura, că până la urmă nu scapă nepedepsită, așa, cum trebuie, la vreo câteva luni, îi spun ca viitor n-aș trebuia să fiu campanat, să fiu pogan, să mă dau mare cu relații și zic, lasă că îi trimit un grupaj de, de versuri doamnei Constanța Buzea la revista Amfiteatru și un text de așa, după care la care doamna Buzea m-a întrebat, dar cine ești tu să îl recomand, că tu nici măcar ai o singură carte. Păi de unde să știu eu că o să rămân la ea, mă? Și eu am scris, eu nu am scris că e bun, eu am scris că mi-e drag de el. Și asta ilustrează, într-un fel, misia nașului. Nașul nu trebuie să fie obiectiv, adică el trebuie să nu facă gesturi de suflet și așa mai departe. Între timp, finul al dracu, ce făcea? Se ducea pe la Șerban Foarță și ucenicea pe acolo, scria, îl punea acest zmeu cu 66 de capete, numit Șerban Foarță, vreau să spui dragul meu. Și a început să scrie ca un neurochirurg. Adică n-a mai fost interesat de impresiile mele răsărit de soare, de șarmul balerinelor mele poetice, care sigur că durau asemenea unor libelule, scris libelule în limba germană, în jurul poetului Marcel Tolcea, și a început să scrie poezie dinspre interioritatea cuvântului. A tot scris, la un moment dat a început să
să fac un pariu cu el dacă va reuși să scrie în toate formele fixe. A scris în majoritatea formelor fixe și încă vreo două, trei în rusește, ca să fac, parafrazez un celebru vers din anii 50 sau 40, cred că din anii 40. Și 50. Ce mi 40, ce mi 50, la scara istoriei. Întotdeauna mi-a fost seama să vin la cenaclu pentru exactitatea cenaclului. Și încetul cu încetul, după ce a făcut această catabază în interiorul poeziei, observa domnul profesor Ciurcic, și-a epuizat idiomul și a început să vadă cuvintele din interioritatea lor. N-a mai fost fascinat de cuvânt și a început să scrie cu lucruri care vin dinspre această tristețe a lui. Adrian e un băiat foarte melancolic, trist și, ca să nu fiu prea patet, și bețiv. Deci, bea uneori, 11 bere băut ultima oară, stai puțin, că nu e... Și două romuri. Și două romuri, da. Domnul Gabi aici de față, poate, dacă nu mai e aici, pot să spun că nu-i bea rău. Nu-i bea rău. Această melancolie a lui, că am început să se lau și nu-mi place să lau pe nimeni, chiar de ziua mea, să lau pe cineva stupid. Și Adrian are o tristețe, de fapt, care e unul dintre puținii poeți care își pune tristețea pe meșteșug. În momentul în care meșteșugul prevalează în fața interiorității noastre, nu prea mai e poezie. E un fel de melodie care are un pariu doar cu, să spun, propria noastră capacitate de a crea dulci nimicuri, vorba lui Juvenal. El scrie din ce în ce mai adânc în text, iar în interioritatea aceea despre care vorbeam, și această carte, pe care o știu foarte bine, pentru că cred că știu fiecare text, în clipa în care el era scris, are, spre deosebire de celelalte, e un fel de interstițiu, un spațiu în care cuvintele nu se așează bine între ele, circulă asemenea sufletelor rătăcitoare sau sunt jumătăți de cuvinte, jumătăți de sensuri care vin în aluvionar și în același timp se rearanjează. E o enormă nostalgie a arhitecturii care urmează să fie. Între timp, lucrurile, cuvintele, nu sunt așezate. Ele au poeticitate. Însă arhitectura, ordinea, lumea făcută, e o lume de dinainte de geneză, în care cuvintele nu s-au cristalizat. Ele sunt moi. Și însă în clipa în care lumea se va cristaliza, poezia va dispărea. Asta este una dintre fascinațiile care îi însoțesc poezia din ultimei 3-4 ani. Mă bucur foarte mult că domnul Ariosan e aici. Am văzut o emisiune extraordinară a dânsului cu Paul Purea. Ar fi trebuit să am volumele de poezii a lui Paul Purea aici. Mama noastră, așa că o să ne ia ceva să ne revenim. Însă, în opinia mea, tot ce are alura de normalitate în zilele, săptămânile astea, e foarte important. Chiar dacă avem niște semne ale vremurilor, da, lucrurile intră într-un făgaș care sper să ne cultive și bucuria aceasta revenirii la firesc. Și poeziile lui Adrian Bodnaru, personalitatea lui Adrian Bodnaru, sunt un reper foarte clar în sensul ăsta.
Vreau să-i spun ceva lui Marcel, dar tocmai ce-a plecat. Vreau să spun că nașii, prin esența lor, nașii, prin esența lor, mai și taie bilete prin trenuri și mai încearcă să facă și șuntări. Nu sunt doar nași părinți spiritual, cum ar trebui să fie. Și asta am zis-o și o gândesc, pentru că la Dean Bornaru nu influențele trebuie căutate, ci forța lui de a se desprinde de ele. Da? Da. Tocmai spuneam că nașii mai taie și bilete, mai fac așa, nu numai părinți religioși, spirituali, da, mai au și o latură ludică, pe care n-ați subliniat-o în destul, domnul Tolcea și domnul Foarță, sunt originile clar în sufletul lui Adrian. Și ele nu pot niciodată prea îndepărtate. Originile sunt acolo, la locul lor, in illo tempore, apropiate, îndepărtate, rămân acolo. Deci el s-a născut din Mantaua unuia, din Șoșonii altuia, deci este clar... Nu, numai alu Șerban, nu? Da. Eu am de la Șerban mult, dar nu recunosc niciodată. Știu, dar trebuie să spunem noi. Nu recunosc că e Șerban de față. Da, trebuie să spunem noi. Nu, voi sunteți niște magicieni ai de compoziție cuvintelor și vă jucați cu ele de dimineață până seara, chiar și acum 10 minute ai făcut-o. Nu putem să trecem peste asta și la Dani îi place să spargă vorbele, așa cum bine s-a spus, și într-adevăr e impresia de clivaj, e foarte limpede în volumul acesta, însă un clivaj deștept și un clivaj profund. M-a tulburat foarte mult imaginea asta recentă, cred că ați văzut-o și voi, Ursoaica eliberată după 20 ceva de ani, care face cercuri din pădure, exact ca și cum ar fi în cușcă, nu se poate rupe din sensul ăla. Și nu se supere Adrian dacă îi spun că neliniștea lui, tipul lui de nervozitate, mi-a sugerat acest tip de intrare într-un univers personal strânt. L-am avut editor. N-am lucrat cu alt editor mai bun decât el. Și tot spun că ai editor și că am lucrat cu 20 de oameni în viața lui. Și am lucrat cu el la UVT și nu numai eu, toți colegii mei, a rămas ca un fel de emblemă a editării pozitive. Dar asta legat de un soi de conștiinciozitate care n-am mai văzut la cineva. În momentul în care Adrian ia telefonul, pleacă de lângă tine și merge în spatele universității, în față și face exact turele acelea, de zeci de ori. De zeci de ori. Asta este un pic al lui, pentru că se concentrează atât de minor de care vorbea Matrog când îl descria pe Vergil, spunea că de-aia a avut Vergil să-i se distrugă opera înainte de a muri Eneida, pentru că nu era destul de șlefuită, nu era destul de lucrată și ne-a dăruit, cum spunea profesorul Tohăneanu, dragul nostru, o imagine superbă, că orice poet care lucrează cu plămada asta neîncreată, încearcă ca și ursoaica să-i dea chip de ursuleț. Ei credeau cei vechi că ursușii se nasc ca la panda, un fel de ceva inform pe care mama cu iubire, cu limba, cu lapte, îl transformă în ursuleț, da. Ei, acest mod de ursină este foarte vizibil la Adrian, mai ales în volumul acesta. I-am citit și eu cu drag bună parte din opera, nu ca domnul profesor, cu siguranță, și nici ca Marcel, dar vreau să spun că e o poezie pe care o iubești ușor, așa cum îl iubești și pe Adrian foarte, foarte lesne. Pentru că, în afara acestei conștiinciozități, are și o deschidere permanentă față de ce e cultural și ce m-a surprins aici, un soi de enciclopedism crăpat, fragmentat. Multe din cărțile noastre pe care le editați și ale altora, probabil că s-au sedimentat în el, pe lângă cultura lui bogată, pe lângă bucuria lui de a cunoaște și de a se împărtăși de marea cultura lumii. Așa că fiecare poem are măcar două sau trei referințe culturale pe care e un amuzament teribil să le recunoști și să le identificezi. Sunt niște rebusuri superioare, poemele acestea scurte, pe lângă caracterul lor de haiku, au ceva, o să-mi iertați, pare un pic retardat așa metafora, e cel parnasian. Deci el a pornit de la ludici suprem, ca și Șerban și Marcel, și a ajuns la un împărat singurul care s-a făcut parnasian, Eugen Dorcescu, în opera lui inițială, nu? Mega parnasian. Exact. Și supra-parnasian, așa, dincolo de ele. Pentru că parnasienii sunt singurii care sunt obsedați de clasicități, că până a fost un neoclasicism, contra romantismului, deci nu veți găsi efuziuni de niciun fel, și asta îl apropie enorm de parnasieni. Și pe lângă asta, ruptura asta care pe mine, nu, să vezi la Deep Purple, să faci cu Deep Purple, este ceva absolut genial. Sau să termine strofa cu Ruby
și să te gândești, aoleu, a intrat în șirul de personalități una din vedetele gonflate cu pompa ale showbizului românesc, dar Rubi, poate o știți, toată tatuată și vai de mama, e una din piticele cu aere de tot felul și înțelegi că Storul Formator începe cu Tuesday. E Rubi Tuesday care alt cosmos, alt univers, altă lume. Dar sunt zeci de semne, practic fiecare poem, mă trage de mână cu un Amun, o trăiască moartea. A fost un film recent minunat despre un Amun, o față cu dictatura, în care l-a văzut pe Netflix, Vi recomand, da. Cât de greu i-a fost să admită că în țara lui e dictatură și că Franco e ce este. Uite, sunt referințe care îți deschid mintea, te regăsești în ele și, hai, Riblea Ciorba, să zicem, că pentru restul țării e poveste, noi bănățenii doar. Deci sunt și clanduri de astea, sunt și făcut cu ochiul pentru oamenii locului, sunt și zone de interferență cu netul, cu online-ul, dar în totul lui tot, vorba lui Mark Twain, dacă vrei să ai un șantier arheologic, ca lumea, caut niște pietre foarte mari și angajezi niște oameni să facă din ele pietre din ce în ce mai mici, da? Și chem multă lume să se bucure de ele și asta e explicația Greciei, Italiei și a turismului din țările lor. Eu ca american așa simt că este vizitarea siturilor arheologice. E un asemenea decompoziționism inteligent, plăcut, nu numai ocului, ci și sufletului, o cultură bogată. Cum spunea și el, m-a frapat cuvântul ăsta din autoprezentare, poezii risipite, nu? Cred că exact la asta duce. Poezii risipite în 14 volume. Știu că volumele strâng volumele, dar strâng poeziile. El spune că sunt risipite. Deci pentru el e momentul de aruncare în toate părțile și de păstrare așa în zone improprii și improbabile. Ce a fost lansat la universitate în 61, era o coadă imensă. Toți aveam sentimentul că am intrat în altă lume. Cum avem sentimentul acum că s-a terminat cu COVID-ul? Și că există atâția admiratori a domnului Bodnaru care știu tot despre domnia sa, ca domnul Marcu. Citit o bună parte din cărți. Suntem și colegi la săptămânalul pe care editam împreună, Banatul Azi. Sigur că genul de poezie pe care îl scrie el se singularizează, e limpede, nu doar în poezia românească, ci și, cred eu, în literatura universală, cel puțin europeană. Sunt niște încercări foarte interesante. E un joc al inteligenței acolo, un joc al de rafinament stilistic pe care îl întâlnești tot mai rar astăzi în poezia, cel puțin contemporană, a poeților mai tineri, 85, 95, 2000, dacă vreți, facem tot timpul asemenea delimitări, dar mi se pare unor ciudate. Poezia e bună sau nu e? Poeții sunt buni sau nu sunt buni? Adică sunt atâția poeți extraordinari, 60-iști, 70-iști, nu? Sau 9000-iști, dacă vreți, 2000-iști. Dar, din punctul de vedere, eu cred că un poet, cum e Adrian, e genul de poet care trebuie să străbată toate epocile și să încânte și pe cei care au o vârstă mai avansată, mai înaintată, să placă domnul profesor, cum e profesor Giuțic sau domnul profesor Ungureanu, să placă și generațiilor foarte tinere, pentru că, până la urmă, ce înseamnă a scrie? Nu se poate. Nu se poate. Da, eu știu că nu se poate, pentru că trăim într-o epocă în care, cum să spun, vreau să zic ceva în engleză, adorația de sine sau e la fel de mare ca și invidia și ura față de realizările celorlalți. Știu asta, e o literatură etnocentrică, ciudată asta românească. Dar eu cred că trebuie să prețuim înainte de orice tot ceea ce e interesant, ceea ce e frumos, ceea ce e plăcut, care ne impresionează. Până la urmă, literatura ce presupune? Și proza, poate mai mult poezia, nu? Presupune să-ți creezi o stare de confort interior, de bucurie interioară. Ori citindu-l pe Adrian, citindu-i aceste poezii, care, așa cum spunea și Mărieșanu, oferă un grad înalt de rafinament intelectual, adică să faci asemenea combinații, care de multe ori și pe mine mă pun în încurcătură, să faci asemenea filiații. E o formă foarte, foarte specială de a scrie poezie. Și cred că din această perspectivă, locul lui este unul aproape singular, eu cred că s-a desprins de mult
de mantaua gogoliană, să zic așa, a domnului Foarță și că și are de cel puțin 10-15 ani încoace un loc bine stabilit, bine construit, bine croit în poezia românească, literatura Banatului și a acestei țări. Și a Olteniei. Și a Olteniei. Un nume e aici și Ilinca, spunea domnia sa. Da, da, da. Acolo stă. Da, da, da. Doamna Ilinca s-a întors, nu mai știu de unde, din Mexic, din Argentina, de unde v-ați întors? Poftiți! Totdeauna se potrivea exact cu totul pe care noi abia greu ne putem să-l facem. De unde se vede că acest simț perfect, precizia, extraordinar, o are chiar și în acest oare din... Deci, cred că asta caracterizează și mă bucur că s-a menționat deja precizia și, pe de altă parte, plăcerea budică și simțul acesta matematic. Eu am foarte puține de spus, eu sunt... Asta vreau să vă cedez, dumneavoastră. Pot să fac și eu ceva pentru dumneavoastră odată? Vă cedez cuvântul. Cu mare drag. Deci eu sunt... Dar astăzi nu pot să fac decât trimitere la poezia aceasta din Zile și nopți și să vă spun că, în general, nu știu cum face Adrian Bodnaru, dar le nimerește. El are o fractură, de fapt, în semantică. Fractura asta se produce destul de sus, deci la o altitudine, să zicem, mare, dar are norocul că atunci când face pronjonul, are și vreo două parașute cu el. Deci ajunge la pământ cum trebuie. Deci poezia nu-l pune la pământ. În general, el așează cuvântul cum trebuie și deci există o funcțiune a metaforei la el. Ceea ce este interesant este jocul acesta pe care el îl propune prin, să zicem, formarea versului. Adică separarea în silabe, uneori pentru rimă, alteori pentru a surprinde cititorul, deci cu noutatea mesajului, este foarte, e mai bună la el, să zicem, decât la alții care se joacă în felul ăsta. Chiar și la Foarță, uneori, cu toate că Foarță rămâne un maestru. Da, ce rog, bine că recunoașteți. În, deci, în Adrian Bodnaru, eu am văzut un poet înzestrat, un poet născut poet, și în același timp un foarte bun publicist. Am urmărit cu multă atenție nervul lui publicistic, care uneori se regăsește în poezie, pentru că și acolo el întoarce foaia bine, ca să zic așa, și deci acolo însă nu se poate juca atât cât vrea, pentru că nu-i de voie nici Adrian Marcu și nici cititorul din umbră, dar vreau să vă spun că această surpriză a construcției la el e aproape naturală. Deci nu simți ceva artificios, nu simți că e o căzneală acolo, și că e o chestie fluentă, o chestie care curge de la sine, deci ca în zile și nopți, ca să zic așa. Și cu asta închei. Echipe Oltene în A, Craiova are două formații. E o problemă serioasă asta. Este dominație în Banat a poeților Oltene. Dorcescu stă ușe-ușe. Forță, a trebuit să se mute și Bodnaru. Să știți că stăm destul de aproape. Domnul foarte Bodnaru, aproape stăm. Vă rog, încheiați dumneavoastră. Eu vă las să semnați locul meu. Dacă cineva dorește autografe, domnul Cornel Secu va semna cu numele Adrian Bodnaru și va încasa și modica sumă de 20 de lei. Este redusă, e 25 cartea în librării și pe site-ul editurii. E neprețuită, dar are un preț, știi cum e. Ca orice lucru neprețuit, Marcel. Tu trebuia să fii Maian, nu Iulian, nu, de fapt. Că tu ești Iulian. Vă mulțumesc foarte mult. Eu m-am simțit foarte bine și am
fost, am ascultat cu atenție tot ce s-a spus, o să iau cu mine, am rugat colegii mei să și înregistreze și cred că a fost o întâlnire plăcută pentru toată lumea. Sper să ne revedem curând, eu promis să mai public destul de curând, nu scăpați de mine așa ușor.